Bună! Vă salutăm! Suntem Cristian și Nușa și am ales să fim în natură. De ce? Pentru că la unul dintre live-urile noastre anterioare, Nușa a evocat legea continuității. Și astăzi o să o aplicăm naturii. Adică? Natura noastră, ceea ce suntem noi. Ne-am deconectat de la ea, trăind în incubatoare, în case, în ciment, mergând pe trotuar, nemai având contact direct cu natura, nemai mergând desculți, un contact cu iarba, cu pământul, cu pietrele. Nemai stând în natură, trăind într-un mediu închis, am ajuns să ne deconectăm de la ceea ce înseamnă viață. Și atunci avem pretenția să ne conectăm cu noi, să ne fie bine. Cum putem să facem chestia asta când suntem rupți de mediul nostru natural? Oamenii au trăit din totdeauna în natură, au trăit în peșteri, au trăit în comuniune cu copacii, cu animalele, cu păsările, cu gâzele, cu iarba, cu florile. Nu mai suntem acolo. De aceea vă invit la un scurt exercițiu de stare de bine. Dacă sunteți în casă, nu contează, aveți o floare sau aveți un cristal sau aveți orice este natural. Conectați-vă cu acel obiect viu, să-i spun așa. Conectați-vă cu floarea. Gândiți-vă pentru o secundă, nu știu, puneți mâna pe ea, uitați-vă la ea, căutați să intrați în esența ei. Și vedeți ce stare aveți, cum vă simțiți. Căutați să simțiți floarea, să simțiți cristalul, să simțiți arbustul care l-aveți în casă. Cum se schimbă starea voastră? Dintr-o dată sunteți conectați la viață, la lume. Este ceea ce avem nevoie pentru a fi vii. Și noi, pentru că suntem afară. Pentru că suntem afară, este mai ușor să ne conectăm la viață, la viața lăuntrică și la viața universală. Pentru că uneori și simplu fapt că deasupra capului nu se află niciun tavan, niciun plafon, niciun fel de acoperiș, înseamnă enorm. Suntem practic în prezența infinitului de deasupra, iar ceva stabil ne susține. Putem uita la soare. Da, putem să ne uităm și la soare și vă recomand și eu un exercițiu. L-am descoperit anul trecut și ce se petrece este magic. N-am crezut, am văzut pe cineva făcând aceasta, am încercat și eu și vi-l recomand acum și vouă. Dacă vă aflați lângă un copac frumos, cu cât mai în vârstă, cu cât are coroana mai groasă, cu atât este mai bine. Și mai puternic. Fiți atenți la starea voastră, doar observați-vă un piculeț. Cum sunteți înainte și cum sunteți? Cum se schimbă starea voastră după ce atingeți copacul cu o mână, cu oricare dintre ele? Sunt și persoane care îmbrățișează copaci. Poate, să zicem, e o etapă avansată. E prea mult. Însă a atinge pur și simplu copacul cu mâna voastră dominantă și a rămâne în continuare atenți la propria stare, la propria natură, marele miracol este să constatați că natura interioară nu este atât de diferită de natura universală, de natura exterioară, ci este viu și frumos înăuntru, ceea ce ne susține dinamici, vii mental, sufletește, trupește, aceeași viață o găsim și într-un copac, iar ei au față de noi puteri magice. Și frunzele și ce orice miracol al vieții. Super interesante aceste exerciții, momentul în care le-am descoperit și în fiecare moment când am ocazia să le practic. Așa că vi le recomandăm și vouă să stați în prezența miracolului naturii sau să atingeți un copac. Sau, de ce nu, o ființă umană. Sau o ființă umană. La revedere! Vă salutăm! La revedere!